bucurie vă adresez un călduros bun venit la prima festivitate de absolvire din istoria Liceului Internațional Integritas. Am bucuria să rostesc din nou prețioasele cuvinte care au fost rostite acum aproximativ 4 ani la prima festivitate de deschidere a acestei școli. Soli Deo Gloria. Tu, absolventule, să te țin totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Veți pleca de la această școală, nu știu în ce direcție o veți apuca, dar sunt convins că așa cum ați umblat cu Dumnezeu în cei 4 ani, veți avea puterea și înțelepciunea, mai ales înțelepciunea, să umblați și de acum încolo cu El. Tot ce este negativ, tot ce este rău, dați în urma voastră și în față să aveți speranță, să aveți nădejde. Acest lucru vrea Dumnezeu de la noi. Acest lucru vă va ajuta în viață. Acest lucru a fost care m-a ajutat pe mine. De aceea vă încurajez. Se poate. Fiindcă Dumnezeu așa ne-a creat. Să avem în față, să avem speranță. Acest lucru este din Dumnezeu. Și veți reuși. Deocamdată, noi nu vedem mult aici. Acesta este, practic, timpul petrecut, cei 4 ani de ucenicie. Examenul de acum urmează. Viața acum stă înainte. Și vă rog să urmăriți acești tineri unde o să ajungă. Dacă sunt în mâna lui Dumnezeu, vor sparge ziduri, vor ajunge departe. Ceea ce îmi doresc din toată inima pentru fiecare din ei, să depășească lumea aceasta și să nu se limiteze doar cu ceea ce este în anii aceștia care zboară ca acești 4 ani, ci ținta și obiectivul lor să fie cerul, adevărata speranță care merită, care întrece orice știință, orice cunoștință, orice realizare care poate veni aici pe pământ. Nu se poate asemăna cu nimic. De aceea vă încurajez, dacă vreți, într-adevăr, Dumnezeu vă va ajuta. Noi vă susținem. Domnul cu voi. Amin. A primire specială pentru elevii de clasa 12. Motivul pentru care suntem aici. Aș dori să vă mulțumesc că ați ales Liceul International Integritas. You understand? Voi ne-ați transformat într-o școală. Când ați venit, era doar câteva containere și sere, dar voi ați adăugat componenta care face din școală o școală, elevii. Aici în față sunt cei care sunt gata să înceapă afaceri, să devină medici, alții profesori și terapeuți, absolvenții. V-ați ridicat la înălțime ca determinare voastră, ați știntit excelența și suntem mândri de voi. Realizarele voastre au dovedit că ne-am îndeplinit misiunea de forma elevii practici, instruit teoretic, care îl cunosc pe Dumnezeu, Biblia și care sunt gata de o sluji. Dragi oameni, am adus toate cărțile astea aici și scriptura aici ca să transmit o singură idee. Citesc din cartea Educație, pagina 98. Ca mijloc de educație intelectuală, Biblia este mai eficientă decât oricare altă carte sau decât oricare alte cărți luate la oaltă.
Sunteți aici pentru că ați fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu. Știu că ați studiat Algebra 1, Algebra 2, Geometry, Social Studies, Science și bine ați făcut. Ceea ce face însă diferența în cazul vostru este cuvântul lui Dumnezeu. Continuați să umblați în cuvântul acesta, continuați să umblați cu Dumnezeu. Nu vă vindeți timpul de stat cu El zilnic pentru nimic. Suntem tineri, suntem plini de energie și viitorul ne stă în față. Aș dori să vorbesc în numele clasei că vom face tot posibilul ca să fim oameni de caracter, să fim oameni mari în lumea asta. Nu pentru ca noi să ieșim în evidență, ci pentru că Dumnezeu ne-a dat chemarea aceasta. Pentru că aici la Integritate am descoperit un nou set de valori. Am înțeles pe Dumnezeu mai bine. Am înțeles ce vrea El de la noi. Am înțeles că noi tineri avem o chemare în timpurile din urmă. Dorim să fim o influență în lumea aceasta. Să fim niște oameni care să stăm, după cum am învățat începutul lui clasei a 10-a, ne-a învățat Tamara, oameni, bărbați, care să stea tare, să fie puternici, chiar dacă cerurile s-ar prăbuși. Doresc pentru clasele care sunt prezente să se bucure de anii liceului, să învețe din greșelile care le-am făcut noi și să fie oameni de caracter și ei. Mulțumim frumos profesorilor, toți cei care au făcut posibil acest proiect și ne bucurăm să fim parte. Vă mulțumesc! Nu în ultimul rând, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți acești 4 ani minunați pe care am petrecut împreună. Suntem recunoscători pentru momentele frumoase petrecute împreună, pentru binecuvântări, dar și pentru încercări, pentru prietenile frumoase pe care le-am legat. Vă dorim multă sănătate, fericire și numai binecuvântări cerești. În final, doresc să vă las un verset care să ne apropie mai mult de gândul veșniciei. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Vă mulțumesc! Nu sunt cuvinte îndeajuns de mulțumire pentru acei ce ne-au fost alături an de an. Ne-au ajutat să creștem în știință și iubire și ne-au condus până la liceul lui Liman. Ne-au fost mai mult decât profesori, ne-au fost prieteni și familie și dacă inima le-o mai răneam adeseori, să șteargă așa cum ștergi cerneala de pe hârtie. Pentru tot ce ne-au dat acești ani luminoși, pentru școală, profesori și părinți iubitori. Mulțumim, mulțumim pentru acești ani cei mai frumoși. Răsplata va fi dată după ce treceți de nori. Cu ei am învățat ce înseamnă părtășia, să fim mai buni, să ne ajutăm la greu. Am împărtășit și visele și bucuria de a fi copil ales de Dumnezeu. Nu voi uita niciodată cum v-am iubit, cum ne ajutam să fim eroi încă o zi și zumzăiam din sori în asfințit minuni irepetabile a verbului a fi.
am scris povești și am bătătorit cărări pe care atâția după noi vor trece și am deschis atâtea uși spre noi visări. Toate sunt amintiri ce să ne lege. Ne despărțim acum, oameni mari. Și chiar dacă veți da de greu, eu știu că fiecare veți rămâne tari. Și unul pe altul ne vom avea mereu. Un singur dor îmi mai rămâne în piept, că atunci, la marea revedere sus, cu toții să strigăm prezent și în clasa aceea dirigintele va fi chiar El, Iisus. Amin. Amin. Dragi părinți, acum la finalul celor 4 ani de liceu vă spunem că vă iubim și vă apreciem. Faptul că noi suntem aici astăzi se datorează lui Dumnezeu și vouă. Iubirea pe care am simțit-o și încurajările pe care ni le-ați dat în momentele în care ne era greu ne-a dat putere să mergem mai departe și să nu renunțăm la visele noastre. Voi nu ați renunțat nicio clipă în a ne susține, a ne purta în rugăciunile voastre și de a simți împreună cu noi bucuriile și tristețile. Ne-ați arătat ce înseamnă să luptați pentru vise, luptând alături de noi. Știm că nu vom răsplăti niciodată eforturile pe care le-ați făcut pentru noi. Sperăm ca roadele ce vor apărea în urma investiției voastre să vă umple sufletele de bucurie și să fiți mândri de noi. Vă iubim! Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. El are un viitor pentru fiecare dintre voi. Priviți la acești tineri frumoși. Au crescut în acești 4 ani, în toate privințele. Nu-mi vine să cred când mă uit la pozele din urmă și pozele le asociez cu diverse întâmplări, emoții, trăiri și când îi privesc acum, văd o mare diferență. Văd acum 12 tineri apostoli, niște tineri chemați să facă o schimbare în lumea aceasta. Un lanț al credinței. Emina a fost prima generație la școala primară din Matra, a fost prima generație la școala gimnazială și mă gândeam
că dacă tot a început pe traseul acesta, e bine să urmeze tot pe traseul acesta. Prima generație la școala Integritas. Ca acea zi, când m-am întâlnit cu familia Șuchioș, cu Alina și Șoni, în 2016, a fost un moment providențial când am vorbit că se va deschide o școală. Și am zis că e momentul potrivit ca următorul an, când Emina va termina clasa 8-a, să meargă la Integritas. Așa că nu-mi pare rău nici pentru ziua aceea când ne-am întâlnit, nici pentru ziua aceasta când a terminat. Rămân încredințat că am făcut și eu și ea alegerea cea mai bună. Dumnezeu să poarte de grijă absolvenților. Dumnezeu să poarte de grijă școlii. Să vă dea înțelepciune ca să găsiți soluțiile cele mai potrivite și Dumnezeu cu noi până ne vedem. Amin. Îți mulțumim pentru această experiență fără precedent în România, care se cheamă Integritas. Și îți mulțumim că tu însuți ai luat în mâna ta acest proiect. Și dacă tu ești la cârmă, știm că el va merge mai departe.